Bună ziua, în acest videoclip vreau să mai răspund la o întrebare care mi-a fost adresată printr-un comentariu pe canal și anume era legată de faptul că cineva suferea de o răceală la plămâni care nu mai trecea și a luat două rânduri de antibiotice diferite și nu a reușit să trateze acea răceală. Vreau să vă spun că această situație nu este neobișnuită. În general, ce se întâmplă dacă răciți la plămâni? Dacă, să spunem, faceți o infecție respiratorie și aveți tuse productivă, cu expectorație, vine o flegmă urâtă, aveți eventual o senzație de arsură aici sau o durere în piept. Eventual, mergeți la medicul de familie în acea situație și medicul vă consultă, vă ascultă la plămâni și vă prescrie un tratament, să spunem, cu augmentin. Este o situație foarte frecventă, este o strategie extrem de corectă, să știți, în marea majoritate a cazurilor. Și în marea majoritate a cazurilor, acest tratament, să spunem, în acea situație, rezolvă problema. Aici vreau să intervin și să vă spun, este bine să nu luați antibiotice fără să vă vadă un medic, pentru că pot să fie probleme cu acele antibiotice în cazul dumneavoastră. Deci de asta, măcar la medicul de familie să mergeți înainte să luați un antibiotic, este foarte, foarte indicat. Acum, ce se întâmplă dacă ați luat acel rând de tratament de la medicul de familie, ați luat, să spunem, 5-7 zile de antibiotic și răceala la plămâni tot este acolo, nu trece. Ce-i de făcut mai departe? Eu vă recomand să reveniți la medicul de familie în acea situație. Nu să vă duceți musai la alt medic, să spuneți că medicul inițial a fost prost, că n-a știut să vă trateze, etc. Infecțiile la plămâni, să știți că se tratează, cum spun medicii, empiric. Adică nu avem cum să avem o probă că este o anume bacterie care vă dă acea infecție. Nu avem de unde să știm. Chiar să spunem, dacă ați da o probă de spută, numai în vreo 50% din cazuri putem să identificăm care este exact bacteria care v-a provocat infecția. Din acest motiv, tratamentul se dă inițial cu un antibiotic cu spectru larg de acțiune. Deci ceva care o să trateze mai multe bacterii posibile care pot să dea infecții respiratorii. Și în marea majoritate a cazurilor reușim să acoperim cam toate bacteriile care ar putea să dea probleme. Însă, în anumite situații, poate să fie vorba despre o bacterie ceva mai specială, să spunem. Nu este neapărat o bacterie mai rea, dar este o bacterie care, să spunem, nu răspunde la acel antibiotic. Aici, din nou, vreau să fac o paranteză și să spun că nu există antibiotice puternice și slabe. Acesta este un concept greșit și trebuie să vă explic un pic de ce spun acest lucru. Există antibiotice țintite pentru anumite bacterii cu un spectru îngust de acțiune și există antibiotice cu spectru larg de acțiune, adică care pot să acopere, să trateze, să omoare mai multe tipuri de bacterii. Deci, practic, chestiunea aici este să dăm antibioticul care să acopere, să spunem, cele mai probabile bacterii care ar putea să dea infecția și să-l dăm într-o doză suficientă. Acum, aici este cheia, pentru că dacă infecția nu trece din prima cu antibioticul pe care l-ați luat în primă instanță, este posibil să fie nevoie de fie un alt antibiotic care să acopere un alt spectru de bacterii, să omoare alte bacterii, sau să fie nevoie de o doză mai mare de antibiotic. Și ce se întâmplă mai departe, de regulă, dacă reveniți la medicul care v-a văzut prima dată, acesta va ști că primul antibiotic nu a funcționat și, de regulă, ce se întâmplă este că vă dă un alt antibiotic. În cele mai multe cazuri, din nou, problema se rezolvă la a doua tură de antibiotice. Dar în situații rare, chiar și după aceste două cure de antibiotic, infecția nu trece. Ce e de făcut în acea situație? Probabil din nou trebuie să reveniți la medic. Și deja știu că este frustrant pentru că ați luat două ture de tratament și nu a fost vindecată boala. Problema nu este neapărat a medicului, ci este a bolii pe care o aveți, să știți. Și în această situație trebuie să aflăm mai multe informații. Probabil medicul respectiv fie vă va trimite la un specialist, fie vă va trimite la explorări suplimentare, adică eventual ori o altă radiografie la plămâni, eventual un examen bacteriologic al sputei, adică să dați o probă de spută și să vedeți dacă nu există ceva, o bacterie acolo mai specială, sau dacă nu este vorba despre o infecție care necesită un tratament de lungă durată, sau un tratament care trebuie să fie dat în spital, eventual intravenos, cu antibiotic în doză foarte mare. Aș vrea să vă spun, aceste lucruri nu trebuie să vă sperie. Sunt lucruri cu care ne confruntăm destul de des ca și medici, în special medicii pneumologi, de regulă cei care lucrează în spital, se confruntă des cu aceste situații în care pacienți care au fost văzuți de medicul de familie, au fost văzuți în ambulator, au luat tratament,
nu s-au vindecat și ajung la spital pentru investigații suplimentare și tratament eventual intravenos sau cu antibiotice care nu sunt ușor disponibile. Deci nu vreau să vă speriați dacă aceasta este situația, doar să aveți încredere că trebuie să discutați cu medicii dumneavoastră, să le expuneți problema, să țineți, să spunem, notat undeva ce antibiotice ați luat, când le-ați luat, în ce doze, dacă le-ați luat corect, pentru că toate aceste informații vor ajuta medicul care vă va vedea să vă dea un tratament mai corect, mai bun. Și știu că acest lucru nu este ceea ce vreți să auziți, dar uneori este necesar, deși vă simțiți rău, să aveți un pic de răbdare să faceți toate explorările așa cum v-au fost recomandate. Pentru că există o logică și niște etape în a face aceste explorări. Uneori, de exemplu, dacă luăm un antibiotic fără să știm ce tratăm, mai ales dacă ați mai luat antibiotice în trecut și nu v-ați vindecat, puteți, de exemplu, să faceți ca examenele de spută să fie negative. Deci de asta, dacă medicul v-a recomandat o anumită strategie, încercați să o urmați, că probabil are o logică. Dacă aveți întrebări suplimentare, nu uitați să discutați cu medicul dumneavoastră, să-l întrebați ce crede că ar putea să fie, la ce să vă așteptați și care este strategia de urmărire. Pentru că în majoritatea bolilor pe care le faceți, fie la plămâni, fie în altă parte, aveți nevoie de un grad de urmărire cu medicul. Este foarte rar să puteți din prima să tratați ceva. Dacă vi se dă un tratament, vă simțiți bine și nu mai mergeți la control, bun, este alegerea dumneavoastră. Eu vă recomand totuși, chiar dacă vă simțiți bine, să mergeți la control la medicul care v-a prescris acel tratament, doar ca să fiți sigur că nu ați ratat ceva. Să fiți sigur că sunteți în sănătate bună și infecția, boala pe care ați avut-o, nu se întoarce. Vă doresc multă sănătate și dacă aveți și alte întrebări, nu uitați să le puneți în comentariile de mai jos și să vă abonați la canal. Vă mulțumesc pentru vizionare, numai bine, sănătate!